Aici avem o cultură de sorghe pentru consum uman. Este o experiență, ITC îi place să facă niște experiențe tot timpul, să încercăm ceva nou. Și aici încercăm o cultură care e răspândit în Republica de Moldova și în participare cu institutul de acolo. Încercăm pe o suprafață de 3 hectare niște sorghe pentru consum uman. Sorghe este pentru mine un cultură de viitor, pentru că rezistă mai bine la secete și se semănă mai târziu. Ne ajută să evităm și frigă și îngheață târziu. Și este o consum destul de moderat de îngrășământ. Se semănă în perioadă de 12 grade la sol. Puteți să-l semănați și cu un semănătoare de paios și un de prășitoare. Scopul e aproape 230.000 de boabe pe hectar. E rezistent la secete, ca orice sorg din familia lor. Avantajul este că asta este pentru consum uman și e foarte valoros în nutriment. În plus, avantajul în cultura asta este că pentru oameni cu alergii la gluten, asta cultură nu are gluten. Speram să fie și mai dezvoltată. Noi vedem și limit la porumb și în România e din ce în ce mai secetos. Înseamnă că mergem pe niște limită climatică. Speram că cultura asta ajută să ne renim diferită și mai sănătos. E o tehnologie foarte simplu. Sorghe este, nu e pretențios, cum v-am zis, vis-a-vis de îngrășăminte. Solul aici putem să vedem clar că a fost dat numai o scarificator. Adevărat că am un agregat disc în fază semănătoare și mă ajută. Noi încercăm și în firma noastră să evităm să intrăm și să amestecăm toate straturile. Încercăm să facem ce mai puțin mișcare de sol. În limit, pentru că noi suntem producători de semințe și nu putem să facem orice. Noi dorim să mergem spre no-till, dar nu e așa. Și să pretez la orice teren. Orice teren, orice pregătire și cu disc și cu arături și cu scarificator. Important e prima strat, 10 cm, să fie lucrat.